Salut! Noroc! Arăți mult mai bine decât arată un moldovean la vârsta ta. Stai să mă vezi ras și tuns. Așa, deci, păi și când o vei face? Poate dacă mă înregistrez drept candidat, o să apar cumva la televizor în dezbaterile electorale, cumva mai chitițel. Altfel, n-are rost, poate nici nu o să mă mai tund și rad vreo câțiva ani sau câteva luni, dacă nu o să fiu înregistrat. Te vezi cu cravată, costum? Nu, cravata mie mi se pare un moft. Pentru mine portul e să fie comod, nu să arate statutul social. Ținem pasă de ei, că acum suntem într-o țară și într-o stare în care mai important e legalitatea. Eu sunt artist și mă pricep și eu la ce e frumos, dar acum n-avem când să căutăm frumosul, mai important e dreptatea, justiția, legalitatea. Cum te-ai putea descrie în trei cuvinte? Eu mă caracterizez ca un neadaptat, un revoltat, un om liber. Cine sunt părinții tăi? Mama a fost soră medicală și a crescut 5 copii. Tata avea studii de, nu știu ce, în agricultură, brigadier tabacavod, dar n-a lucrat în agricultură. A făcut mereu muncă de asta de gastarbeiter, era mereu plecat de acasă, ba la construcție în Ucraina, ba l-a scos cartofi, nu știu pe unde, prin țările baltice, ba într-un alt sat, ba în alt centru raional, foarte rar îl vedeam acasă, deci era mereu plecat. Încă pe timpul sovietic, dacă puteți vă dați seama, că nici atunci nu duceam prea bine, se plânge lumea acum de migrație, de plecat oamenii din țară, e bine și atunci în timpul sovietic așa era. Deci din astfel de părinți, oameni obișnuiți de la țară, născuți într-un sat și se pare că multe generații înaintea noastră, bunicii noștri, tot de acolo din satul acela erau. Am crescut în familie și mai mult în curtea noastră, pentru că aveam societatea noastră, eram 5 copii, eu fiind cel mai mare dintre ei. Și am avut mediul nostru în care ne antrenam abilități de lider, de subordonat și alte chestii. Am răsfoit toată biblioteca școlii și biblioteca din sat. Când eram mai mărișor, am început să-mi fac bibliotecă și acasă. Și acum deja avem câteva sute de cărți, dar nu prea are cine să le citească, pentru că s-a digitalizat totul și noi ne-am mutat pe internet. Venim din satul Pepeni, sau Pepeni, raionul Sângerei, fostul județ Bălți. Pe timpul sovietic se numea Lazovsk. Probabil seamănă ambelor părinți. Și unul e rebel și altul e insubordonabil, din cauza asta au avut și încă mai au o căsnicie insuportabilă, ca să zic așa, interesantă de observat dintr-o parte, dar probabil din interior nu e foarte plăcut, te consumă. Și contradițiile astea de la ambii părinți le-am moștenit și le seamăn. Poate de asta nu mă grăbesc să fac și eu familia mea, pentru că aș fi probabil și eu insuportabil ca soț, ca părinte. Cred că seamăn celor de care m-am atins până acum. Am imitat pe cine am putut sau pe cine n-am putut să evit. Apropo, cum au reacționat părinții tăi când ai ieșit pentru prima oară să protestezi? În mod diferit, dar de la neutru până la pozitiv. Nu mi-amintesc ca părinții mei să-mi fi reproșat ceva din activitățile mele civice, mai ales pentru că ele s-au întâmplat în ultimii 15 ani și atunci deja eram matur și n-aveau ce să-mi reproșeze. Când am intrat în conflict cu biserica și când se adunau preoții din nord și încercau să mă intimideze, să mă sperie și au văzut că nu pot și s-au gândit să-i sperie, să intimideze părinții mei, atunci da, s-au speriat și eu m-am speriat. Dar s-au călit, s-au împăcat cu gândul și se manifestă curajoși ca mine. Pentru asta le sunt recunoscător. Ajuns la vârsta ta, nu ți-au zis că te vor însurat la casa ta, cu familie, copii? A fost o vreme mai în tinerețea mea când, na, virtutea tradiției, evident nu 40 ca acum, dar probabil după 20 deja vorbeau despre, iată, nuntă, iată, copii, nepoți, chestii, dar pentru că am făcut foarte clar și hotărât decizia să nu, nici nu mă însor, nici să fac copii și le-am spus și lor asta, și i-am oprit de câte ori făceau apropouri sau glume pe chestia asta, au înțeles, au acceptat și nici părinții mei și nici alte rude din apropierea mea nu se mai joacă cu asta, pentru că e o chestie privată, intimă, e decizia omului și trebuie respectată. Bun, asta era
părerea ta la vârsta pe care o aveai, cu 20 de ani. Dar acum, cel puțin te vezi formând o familie, să ai nevastă, copii? Orice e posibil, omul se schimbă. Păi de ce crezi că n-am partener lângă mine? Am. Și o duc bine. Vorbești de iubită? Dacă poți, dacă vrei să o numești iubită, numește-o iubită. Dar e o ființă umană cu care mă înțeleg, cu care mi-e interesant și cu care suntem de câțiva ani împreună. Asta se cheamă relație. Dar nu văd necesitatea să mă duc în fața statului și să-i zic: bună ziua, iată buletinul meu, iată buletinul persoanei celelalte, vă rog să înregistrați căsătoria noastră. Nu văd nicio nevoie să-l fac părtaș pe stat în relația mea absolut intimă, personală și de care sunt mulțumit. Cum e fata, dacă vorbim de iubita ta, care te-a cucerit? Cum ți-a... Ai pornit de la prejudecata că iubita mea trebuie să fie neapărat fată. Eu nu pretind că e neapărat băiat, dar vreau să rămână un mister, pentru că e viața mea privată și nu vreau să scot în vileag relația mea intimă, viața mea de acasă. Numai atâta, numai acolo mi-a mai rămas privat și foarte rar îmi permit să rămân în intimitatea mea. De ce păstrez misterul? Pentru că am atâta viață în public încât e suficient. Acum, aici, în lumea asta, în țara asta, nu vreau să fac o familie, nu vreau să mă căsătoresc, nu vreau să fac copii. De ce? Lumea asta, cum e? Nu înțeleg. Lumea asta, mă refer la planeta întreagă. Eu mă simt cetățean al planetei și o ființă umană responsabilă de viitorul umanității, ca să zic așa. Și lumea asta înseamnă cel puțin 7 miliarde de ființe umane ca mine. Simt că suntem suficient de mulți încât să nu ne mai îngrijim pentru supraviețuirea fizică a speciei și simt că avem o viață prea lipsită de sens, de rațiune, de scop, prea risipitoare de energie, de eforturi, prea periculoasă, pentru că deja avem în mână butonul de sinucidere, de distrugere a întregii civilizații și a planetei și e timpul să ne oprim din înmulțit, ca orice alt animal, și să ne îngândurăm, să punem mâna asta sau mâna asta sub barbă și să ne gândim pentru ce trăim, ce am putea face, cum am putea să ne salvăm, pentru că ne pas pericole nu numai de aici, de pe pământ, Ebola, Sida, cutremure, vulcane sau inundații, ci poate să vină și din exterior și mă refer nu doar la civilizații extraterestre, dar orice asteroid, cometă ne poate distruge într-o clipită și noi să nu fim capabili să ne apărăm. Când energia asta pe care o cheltuim acum pe bombe atomice, pe distracții și pe nu știu ce, am putea să o canalizăm pentru construirea unui scut. Ce reguli de viață respectă Oleg Brega? Să dorm suficient de mult, să nu mint ca să nu mă încurc în minciuni, să fac acum ce am de spus și de făcut, ca să nu pierd ocazia, că s-ar putea să fie ultima. Care este cel mai slab punct al tău? Nu-mi vin acum în cap, probabil sunt atât de blindat, carapacea mea e atât de bună încât n-am puncte slabe. Care a fost cel mai tare compliment pe care l-ai primit în viața ta? Nu mi-amintesc, dar sunt foarte des complimentat și îmi place, evident, e dulceața cu care mă îngraș. Încerc să evit complimentele și m-a învățat cineva încă când apăream prima dată public la radio, m-a învățat să nu prea accept lingușiri și complimente din astea, pentru că ele nu întotdeauna îți vor binele. Și de asta le opresc ultima vreme, refuzând, oprind oamenii, băi, nu mă mai lăuda și nu mă mai complimenta, pentru că asta, eu imediat o etichetez ca lingușire și omului trece cheful să mă mai aduleze. Prefer critica. Care a fost cea mai dură critică adusă la adresa ta vreodată? Mi-e greu să vorbesc despre mine, dar ziceam că critica, chiar dacă sunt atacuri la persoană, chiar dacă sunt insulte, înjurii, totuși mă fac atent. Eu cred că o să fiu în Parlament un ghimpe. Sentiment din ăsta de jignire nu am trăit de foarte mult timp, pentru că am educat în jurul meu oameni responsabili, dar mi-amintesc din copilărie, din adolescență, că am fost foarte des jignit și atacat verbal și fizic. Nu știu, pentru că așa e lumea aceea, la țară, primitivă și sălbatică, și nu numai la țară, și aici în oraș, dar așa e în copilărie, atunci ești și foarte sensibil și foarte necruțător, violent cu alții.
Ai vicii? Care sunt ele? Mă enervez uneori și în jur. Asta o consider un comportament vicios și reprobabil, demn de schimbat, dar îmi trebuie prea mult energie pentru asta. Și altfel stau pe internet, pe Facebook prea mult și asta îmi consumă multă energie și mult timp. Aș putea să o canalizez altfel. De altfel, n-am fost beat niciodată, consum totuși băuturi alcoolice, moderat până la foarte puțin. Și n-am fumat niciodată decât niște țigări făcute de mână, din ziar, cu frunze de nuc în copilărie și mi s-a părut scârbos și n-am înțeles de ce fumează oamenii nici azi. Nu m-am drogat niciodată cu nimic și nu văd în asta ceva atractiv, sexy. E destul de interesant și îmi dă destul adrenalină viața. Dacă astea le consider vicii, înseamnă că nu am niciunul. Dar cum stai cu fobiile? Fobii? Da, am mai multe decât vicii. Probabil asta compensează lipsa viciilor. Mă tem de înălțime, mă tem de adâncime. Probabil sunt și claustrofob. Și mă tem să nu mă enervez, să nu-mi pierd controlul. Și mă tem să nu-mi înghit limba, pentru că am pățit-o. Și era să mor. 9 aprilie 2009, vreo 7 polițiști m-au speriat atât de tare încât am leșinat și mi-am înghițit limba. Noroc că unul dintre ei măcar era un pic mai răsărit și m-a salvat cu o lingură de încălțăminte. Mi-a deschis, mi-a desleștat dinții și mi-a scos limba. Nesimțiții și tembelii n-au chemat salvarea și nu m-au ajutat atunci medical și cine știe ce repercusiuni a avut asupra creierului și coloanei mele vertebrale. Pentru asta Republica Moldova va plăti la CEDO pentru că dosarul de mult a fost comunicat guvernului. Dar de atunci nu mi s-a mai întâmplat, totuși mi-a rămas ca o fobie că pot oricând în somn sau căzând să mă lovesc, să-mi înghit iar limba și cineva din jur să nu știe ce ajutor trebuie să-mi dea. Deci asta e o fobie recentă. Apropo, crezi în viață de după moarte? Nu. În mod științific s-a demonstrat că nu există nimic decât mica aceea rezervă despre suflet sau spiritul omului, ce se întâmplă cu acea energie care ne face conștienți de noi, conștienți de viața noastră, ce se întâmplă cu ea. E posibil că ea se acumulează undeva într-un ocean, într-un univers energetic și continuă după aceea în altă formă de viață, dacă putem să-i zicem așa. Dar altfel nu cred în reîncarnare, că o să fiu pisică, că am fost șobolan sau tot felul din astea, că am fost preot sau din contră, că o să fiu killer. Asta mi se pare fantezii nejustificate. Da, dar Dumnezeu, evident că nu. Sunt ateu declarat, activ. M-am dezbotezat pentru că nu vreau să creadă. Dezbotezat? În mod ritualic faci asta public și declari că nu mai depinzi de biserica în care ai fost băgat fără voia ta când aveai doar câteva luni în copilărie, în fragedă de pruncie. Din cauza tradiției, din cauza fricii părinților de a se împotrivi tradiției, etc., etc. Nu știu, cred că am rămas la urmă și cum se face? Chiar interesant. Dezbotezarea a fost inventat de mine, cum după aceea am inventat și o religie, dar am încercat să imit ritualul botezării. Am ieșit în piață publică cu martori în fața guvernului și a catedralei pe 1 martie 2013, deci un an jumate în urmă. Și am făcut-o vreo 3 la rând și am fost unul pentru altul dezbotezații martori. Și avem și certificat eliberat de noi înșine că suntem dezbotezați. Și după aceea, liber fiind de religii, am inventat pseudo-religia mea care se numește sarmalianism. De la sarmale și se mănâncă cu smântână. Și ce presupune religia voastră? Că ești liber de biserici, ești liber de ritualuri. Singura noastră plăcere a sarmalienilor și deocamdată sunt un singur exemplar, tot eu patriarh și tot eu mitropolit și enoriaș. Când mănânci sarmale, e bine să le bagi în smântână, dar dacă ești vegetarian, poți să le bagi în ulei, de exemplu, sau în ketchup, în pastă de tomate. Să vezi ce bune sunt sarmalele în așa situație. Și neapărat să nu fie cu carne, că nu bune sarmalele cu carne, că acolo e carne de animal mort. Ești vegetarian? Așa, ca idee, ca principiu, da, dar încă n-am reușit să mă desprind de mâncatul cărnii, pentru că desi ori te duci la sărbători și oamenii spun pe masă carne
în diverse preparate, dar nu cumpăr carne și nu mai omor animale. Și nu pregătești. În genere, nu prea am timp să gătesc, gătește persoana cu care trăiesc, dar când gătesc ceva, nu fac nimic din carne. Cum sună minciuna ideală? Minciuna ideală e probabil și cea pe care o crezi tu, pe care ajungi să o crezi și tu, dar nu mă pricep la minciuni. Minte-mă ca să te cred. Zulufii ăștia de la coafura ta sunt tare sexy. Să știi că te cred, chiar te cred. Pe de altă parte, dacă am studii de cinematografie, ce înseamnă filmul decât o iluzie optică, nu? Imaginele care ți le lasă pe retină, acele apariții rapide de poze și care îți creează iluzia mișcării. Deci filmul, televiziunea sunt de fapt o manipulare subtilă. În genere, arta nu îți prezintă realitatea așa cum este, ci ți-o retușează, îți îngroașă culorile, îți creează o altă realitate. Uneori mai bună, alteori mai proastă. Deci e o artă, e o meserie a minciunii, a păcălirii. Sunt curioasă dacă privești televizorul și ce anume? Foarte rar privesc televizorul, nu am televizor în casă, dar uneori pe internet accesez anumite canale. Mă informez de la o televiziune rusească care mi se pare etalonul televiziunii și așa televiziunea aș vrea să fac și în Moldova sau în România, e vorba de Dojd, o televiziune de opoziție socială, culturală, minunată, pe dezbateri, pe atitudine, pe implicare. Ce visează Oleg Brega când doarme? Ultima vreme am avut vise, tot felul de coșmaruri angoase și chiar insomnii din cauza campaniei electorale și a riscurilor care le implică pentru mine și pentru echipa care stă în spatele meu și a oamenilor care au așteptări mari din candidatura mea. Dar altfel încerc să duc un mod de viață atât de corect, de sănătos, încât nu prea visam. Ultima vreme am zis doar din cauza stresului și a regimului nenormal, am tot felul de vise. Ultimul care mi-l amintesc a fost că îmi dau drumul într-o gaură în gheață, din astea în care se bagă oamenii când fac băi iarna și nu găseam ieșirea înapoi. Un coșmar din asta și mă tem de sufocări. Probabil eram sub plapumă și de asta am visat așa, că se explică științific orice vis. Care lucru sau cine este cel mai important din viața ta? Păi cred că libertatea pentru care lupt și care cred atât de mult. Libertatea mea și a celora din jur, că dacă oamenii în jurul meu nu sunt liberi, nici eu nu prea pot manifesta libertatea și n-am cu cine să concurez, să mă compar. Sănătatea. Dar a fost un moment în viața ta când ai conștientizat că, uite, aici e sfârșitul și ți-ai mai dorit o șansă? De mult sunt pregătit să mor și mi s-a întâmplat de câteva ori deja să văd moartea cu ochii. Când a fost prima dată, de exemplu, pe la vreo 17 ani, când lucram cu tata în Ucraina la construcții și la piloramă, când tăiam niște butulaci mari de lemn și mi-a venit o rangă de metal până aici s-a oprit, dar putea să oprească aici, dar putea să oprească mai departe și să mor acolo pe loc, atunci parcă regretam, că încă nu trăisem viața, la 17-18 ani, parcă totul e înainte. Acum când am mai murit alte ori în aprilie 2009 sau după aceea mai leșinam și cum s-ar zice, muream câte o leacă. Dar în fiecare noapte murim câte o leacă. Când dormim, ne apropiem de moarte. Suntem deconectați de la realitate. Nu mă sperie că s-ar putea să fie ultima dată sau asta s-ar putea să fie sfârșitul. Pentru că am trăit destul de intens, de activ. Dar ce te sperie cel mai mult pe lumea asta? Mă sperie faptul că aș putea fi judecat pe nedrept și, de exemplu, băgat la pușcării, sau expulzat din țară, sau schingiuit, chinuit, că aș putea fi nedreptățit. Nedreptatea mă doare cel mai tare și mă tem de ea și o evit. Dar mă tem și de plictis, de exemplu, mă tem de inutilitatea eforturilor mele, mă tem să merg pe o cale greșită. Ispite există oricând, dar eu n-am temere că aș fi luat-o pe cale greșită. Faptul că moartea nu te mai sperie e lucru știut. Dar ce te amuză cel mai mult? Glumele inteligente. Mă amuză agerimea spiritului.
sau anumite situații hilare nedureroase, nepericoloase. Tot felul de gaguri de pe YouTube, când na, cad cu bicicleta, dar nu riscă să-și frângă capul. Sunt extrem de curioasă dacă Oleg Prega plânge. Și care sunt motivele? Plângeam în adolescență, în copilărie, și uneori situațiile sunt atât de emoționante și acum la maturitate, sau ca să zic așa, la senectute, îmi lăcrimează puțin ochii, dar nu mai plâng de mult. Atunci, în copilărie, plângeam chiar zgomotos și tare și cu lacrimi enorme de crocodil. Sunt emotiv. Cum mă făceam artist altfel dacă eram o brută? Hai să vorbim despre iubire. Ce e asta? Pe tine te întreb. Mie îmi pare iubirea o mai degrabă boală mentală, un mit creat de niște artiști. Deci o fel de metaforă, un fel de figură de stil care n-a adus prea mult bine. Oamenii se pot înțelege fără acest sentiment distrugător și acaparator, fără această boală care ar trebui să fie tratată sau cumva evitată, profilactic. Oamenii se pot înțelege în baza respectului reciproc, în baza legilor, și oamenii se pot procrea sau pot avea plăceri unul de la alta sau una de la altul, sau oricum pot avea plăceri și de unul singur, solitare, fără să invoce sau să pretindă că ar trăi acest sentiment, zic eu, bolnav. Am impresia că Organizația Mondială a Sănătății a pus pe lista bolilor psihice, mentale, iubirea, și au observat psihiatrii, psihologii și alți experți, au observat că asta durează puțin și îți acaparează toată ființa, exact ca gripa, ca alte maladii, și poate fi tratată. Eu sper că-s vaccinat, sper să nu ajung în astfel de situații și am impresia că niciodată n-am suferit de iubire. Așa, deci? Păi atunci de unde știi că este un sentiment distrugător, că suferi din cauza ei? Din atâtea mărturii ale celor care au iubit sau încă mai iubesc. E clar, am privirea dintr-o parte a medicului, care nu neapărat trebuie să aibă ficatul ciuruit de ciroză sau neapărat tuberculoză, ca să știe cum funcționează chestia asta. Ca despre o maladie, un expert dintr-o parte poate să știe din cărți, din manuale, din enciclopedii. Știi cum e vorba aia? De ce ți-e frică, de aia nu scapi? Nici nu se știe când dă peste tine valul de iubire. Ziceam, ca și moartea, poate că și bolile mentale sunt inevitabile, dar eu sper să mor până să mă îmbolnăvesc de cap. Păi și cum facem cu dragostea pe care o purtăm pentru părinți? De mici suntem învățați că trebuie să ne iubim aproapele. Și mitul ăsta mi se pare greșit, și mai ales cu sărbătoarea ce e de 8 martie, acum am mai inventat și sărbătoarea taților la nu știu ce zi sau dată. Și asta ce înseamnă? Că în celelalte, restul 364 de zile, nu trebuie să ai același respect pentru părinții tăi, aceeași simpatie pentru copiii tăi? Numai o dată pe an trebuie să vii cu flori, să-i faci tort sau să-i faci cadou, nu știu ce, sau să o pupi în frunte? Mi se pare abordare greșită, primitivă și trebuie revizuită. Bun, am lămurit-o și pe asta. Acum, cum trebuie să fie un om ca să-ți capteze atenția? Un om poate să-mi capteze atenția fiind nici cum într-un context în care oamenii sunt foarte diferiți, interesanți. Dacă omul se evidențiază prin faptul că e insipid, incolor, inodor, îl observ și în așa context. Dar mă atrage, mă fascinează oamenii inteligenți, curajoși, interesanți, exotici. Deci mă atrag și îmi devin simpatici și poate prieteni oamenii care își iau soarta în mână și care nu se tem să fie așa cum vor ei sau cum sunt, adică nu pretind să fie așa cum vrea publicul, cum vrea anturajul. Astfel de oameni curajoși mă atrag. Iată, ziceam și de exemplu Domnică Cemortan sau altor personaje
poate controversate, poate negate, de exemplu Maia la Guta sau alte personaje controversate, dar care mie îmi par simpatice și pe care le suport cu diverse ocazii. Libertatea în gândire și exprimare sunt cele mai puternice instrumente ale lui, iar megafonul este unul dintre cele mai importante accesorii pe care le are. Este cel care semnalează orice încălcare a drepturilor omului. Este primul care a adus lozinca Basarabia, pământ românesc, promovând astfel românismul pe timpul comuniștilor, când pentru asta stătea la pușcărie. Acum, activistul civic rebel Oleg Brega se lansează în politică. Semnați pentru Brega! Candidez independent! Apropo, de ce acum ai decis să te lansezi în politică? Pentru că până acum aveam alte ocupații. În 2010, când au fost ultimele alegeri parlamentare, aveam o emisiune la televizor și asta mă ocupa cam tot timpul și aveam din ce trăia atunci și mă simțeam util. În alegerile trecute, tot așa, alegerile locale, și nici nu prea am interese pentru politica locală. Pe când parlamentul mi-a devenit interesant, acum când sunt șomer și când nu am aproape deloc surse de venit și televiziunile, posturile de radio sau studiourile cinematografice, că eu am studii cinematografice, nu mă caută, nu mă vor, de aceea m-am gândit să mă propun într-o funcție publică. De altfel am candidat pentru diverse poziții în Consiliul Coordonator al Audiovizualului, în Consiliul de Observatori al Companiei de Televiziune Publice sau într-o funcție de director, de gestionar al acelor instituții. Nu m-au vrut cei care alegeau, m-am gândit, probabil pentru că sunt politizate funcțiile celea și pentru că se repartizează acele poziții pe criterii de partid, de coaliție, de interese economice. De asta m-am gândit să mă adresez direct alegătorului, adică să particip la o funcție electivă, nu dintre cele de concurs, la care am văzut că trec oameni mai puțin calificați decât mine sau decât alții. Să ne amintim când în Consiliul de Observatori la Teleradio Moldova a fost preferat un saltimbanc, un clown, în defavoarea unui specialist foarte bun care a reprezentat Republica Moldova la CEDO, avocat, jurist foarte bun, care după aceea a ajuns și deputat. Deci a fost preferat clownul acela pentru că era comod guvernării de atunci comuniste. Astfel de cazuri am avut foarte multe și am zis să nu mai particip la astfel de concursuri, ci să merg direct în fața cetățeanului, care a văzut faptele mele de-a lungul anilor, de cât vreo 15 ani sunt tot activ pe scenă, pe arenă, în piața, în spațiul public, și să decidă oamenii dacă fac treabă bună sau nu. Nu am încredere în niciunul dintre partidele actuale înregistrate la Ministerul Justiției, implicate în campania electorală, și de asta până acum dădeam cu votul în tot și îmi exprimam un vot protestatar. De asta n-am aderat la niciunul dintre partidele existente, ca cumva din interior să încerc să mă impun. Nu observ democrație internă în partidele de la noi. Nu sunt de acord cu comportamentul partidelor care m-au invitat pe listele lor electorale și sunt partide din astea care apar doar la alegeri și în rest nu se văd, nu se aud. Sau unele se văd, dar cu fapte reprobabile cu care eu nu sunt de acord și de aceea n-am acceptat invitațiile. De asta singura soluție rămâne candidat independent, chiar dacă bariere birocratice sunt foarte multe puse anume de clasa politică, ca un cetățean neafiliat politic să nu poată trece. Putem să admitem că ai ajuns în Parlament. Care ar fi primul lucru pe care l-ai face? O să încerc să fac pârtie, să fac loc altor cetățeni neafiliați politic, ca mine, independenți, să poată participa în cursa electorală în condiții egale, nediscriminatorii, cu cetățenii de pe liste de partid, și deci voi propune amendarea codului electoral. De asemenea, voi propune coborârea pragului electoral la unul singur, comun pentru toți concurenții electorali, ca partidele și cetățenii care ajung în Parlament să ne reprezinte, cei 101 aleși ai poporului, să fie reprezentativi pentru întreaga societate și nu doar pentru categoriile majoritare, pentru curentele de opinii majoritare și cei minoritari care nu trec pragul de 2 sau de 6% sau iată, sunt praguri succesive pentru blocuri și mai mari, ca acele opinii să nu poată ajunge în Parlament. Eu cred că cei 101 trebuie să fie integri, liberi și să decidă, să voteze în nume propriu, în concordanță cu conștiința lor și cu promisiunile lor electorale și nu în concordanță cu interesele de clan, de partid, cum se întâmplă acum. Mie îmi dau șanse puține pentru că acum e situația care spuneam.
control absolut al clanurilor mafiote și al clasei politice partinice. Cel puțin o bicicletă nouă îți vei cumpăra? Evident, când una se defectează atât de tare încât nu o mai poți repara, să schimbi prea multe piese și te-ar costa prea mult reparația ei, da, îmi iau bicicletă nouă și nu e un cap de om. Iată, chiar acum mi s-a oferit una, nu chiar nouă, la mâna a doua, cu 2000 de lei, deci e foarte posibil pentru campania electorală sau după ce ajung în Parlament să-mi iau o bicicletă mai prezentabilă ca să o pot parca liniștit în fața instanței legislative supreme. Chiar o să propun tot la începutul activității mele legislative ca accesul în jurul clădirii Parlamentului să fie limitat doar pentru pietoni și bicicliști, ca deputații aleși poporului, chiar și președintele, cei care sunt șefi de fracțiuni sau de comisii și vin cu mașina la serviciu, să se plimbe măcar 100 de metri, cât o fi trotuarul acela până la clădire, să meargă puțin pe jos, să se aerisească și să mai simtă viața reală, să nu vină chiar până la scară și de la scară la scară numai cu mașina, că ei se rup de realitate, ei se rup de oameni. Apropo de Duminica Ciomortanute, se lansează și ea în politică. Te vezi făcând o echipă? De ce te întreb? Pentru că presa de aici, din Chișinău, vă tot cupla. Care de fapt este relația dintre voi doi? Zvonurile se bazează pe videouri, pe fapte reale, pe evenimente concrete care s-au întâmplat, iată, mai ieri sau în lunile trecute. Da, de câtva timp ne vedem, colaborăm în diverse proiecte, activități publice, stradale. Prima activitate comună a noastră se pare că a fost pedalarea din august, în doi pe biciclete, pentru o cauză împotriva violenței domestice, și am mers vreo 250 de kilometri de aici, din Chișinău, până la granița cu Ucraina, până la Ocnița, Briceni, Iedineț. 5 zile am pedalat împreună, ea făcea asta prima dată, iar eu eram cu experiență, totuși am avut răbdare și am stat lângă ea și am ajutat-o. Și avem o grămadă de videouri publicate pe internet, o grămadă de impresii de la oameni și suntem încântați de această colaborare. După care, iată, am avut niște proteste împreună, tot pe diverse cauze sociale, eu mai ales filmându-o alături, dar și susținându-o când poliția intervenea abuziv și absolut nejustificat. Și acum, în campania asta electorală, am împuternicit-o să colecteze semnături pentru mine, deci cumva m-a ajutat, deci susținerea noastră a fost reciprocă. Altfel, nu împart aceeași casă cu ea, nu împart aceleași viziuni politice, dânsa se pare că a aderat la unul dintre partidele existente și implicate în campania electorală, dar eu am refuzat să fac chestia asta. Deci, așa, ca oameni, ne suntem simpatici, ne ajutăm, dar mai mult de atât nu avem. Te vezi președintele țării? Nu mi se pare o funcție importantă și de țintit, dar cum vârsta deja îmi permite, cum nu sunt incompatibil cu această funcție, da, nu exclud și o astfel de posibilitate, dar e imposibil să fii unul contra tuturor, unul contra 100, și pentru ca să ajungi președinte să-ți trebuiască 60 de voturi ale colegilor de parlament. Și iar ceilalți colegi ai mei de parlament, majoritatea, dacă nu chiar toți, vor fi membri de partid și vor avea interese alte decât ale mele. Cred că nu numai eu am curiozitatea asta. În calitate de politician, te vei deosebi de activistul civic rebel pe care l-am știut până acum? E imposibil, ăsta e temperamentul și felul meu de a fi. N-am cum să mă schimb. Așa m-am comportat cât eram simplu cetățean, cât eram jurnalist sau activist de drepturile omului, lider de ONG sau membru în mai multe ONG-uri, așa mă voi comporta și în Parlament. N-au cum să mă cucerească cei 8-10 mii de lei cât e salariul de parlamentar și promit mai mult de atâta să nu vreau să am prin înțelegeri de culise, prin vânzare de vot sau chestii din astea. Și pot să mă creadă oamenii, pentru că până acum m-am demonstrat ca incoruptibil, nici acum nu am casa mea, mașina mea, telefon scump, am un telefon simplu, am o bicicletă veche și stau în chirie. Eu cred că oamenii ar trebui să învețe să trăiască așa cum eu, modest, nebogat, ca să nu zic sărac, și liber. Libertatea asta e un scop în viața mea.